22 de grade la umbră la ora 9, așa ne indica panoul amplasat pe clădirea SNLO din centrul municipiului. Gorjenii care treceau prin zona au constatat că dacă s-ar fi luat după temperatura indicată, ar fi trebuit să rămână în tricou și în short. Însă nici pe departe să fie așa. Temperatura reală era de 4 grade, iar oamenii erau costumați adecvat sezonului, cu fulare și căciuli. Cum 22 de grade afară? Nu credem. Așa arată panoul informativ, că sunt 22. Nu are. Plus 22. La ora 9, da. Fi înseamnă că e... nu funcționează corect. Că, în mod normal, la 18 grade umbli în cămașe. Iar acum sunteți cam umbli? Și cu folar și cu tot ce trebuie. 22? Nu. Păi înghețată am pompe în curte și apa înghețată deja. 22 nu. Dar e frig, bineînțeles că e frig. Așa arată panoul informativ. Păi e greșit. Conducerea Agenției pentru Protecția Mediului, în a cărei administrare se află panoul informativ, spune că informațiile afișate nu sunt de ordin meteorologic, cu toate că acest lucru ar fi trebuit specificat în afișaj. Prima informație care apare pe panou indică temperatura internă a acestuia. Deci panoul nu arată informații meteo. Dar nu ar fi trebuit specificat acolo că este temperatura interioară? Probabil sunt niște semne acolo, nu sunt chiar în fața panoului acum. Este o informație pe care mi-au furnizat-o colegii care se ocupă cu monitorizarea acestuia. Până la corectarea informației de pe panoul avizat, gorjenii trebuie să știe că temperatura indicată de tot mai numeroasele aparate montate în oraș nu este tot timpul de luat în seamă.